Всем привет, меня зовут Сергей, это Додо Пицца Румыния. Мы находимся в пиццерии, перед пиццерией Бухарест 3. Сейчас у нас в Румынии 6 пиццерий, 2 в Брашове, 4 в Бухаресте, 4 мы скоро откроем. Мы первые международные франчайзи Додо Пицца, открывшиеся в 2014 году. Приезжайте в гости, у нас Дракула. Бранш Леонард, un an fix, în decembrie fac un an din asta. Și înainte am lucrat în mai multe locuri, fabrici, șantier, mecanic, tot felul de chestii. Hi, my name is Daria and I am the marketing specialist for Dodo Pizza Romania. This is my third month working here. Before I was a student, I was a master student in Sweden. In my free time, I love traveling, so this is my biggest passion. I love traveling, taking photos, taking videos, and also my goal, maybe for 2020, is to start learning Korean again. Recent am un pasion nou, acum vreau să fac ceva cu muzica și investesc în echipament și chestii și de asta acum lucrez chiar și mai mult ca să strâng bani, să-mi cumpăr niște echipamente acasă ca să pot fac ceea ce vreau. Mai multe chestii. În general vreau să fac și producții, nu numai eu, scriu artist, vreau să produc oricine vrea să mai cânte, gen să fac instrumentalul, linia melodică, tot ce... Da, în principal pe rap și chestii. Dodo Pizza for me is a place where I can develop myself and learn new skills. I think every day is an exciting. I find a new exciting thing to do and to learn. So I can't put my finger on something particularly exciting. Just maybe a new like product, new product releases are always exciting. And this is fun, you see? I've never been in Russia, but I would really love to visit, especially since winter is my favorite season, and I believe that winters are the best in Russia. Just keep it up and enjoy what you're doing, if you like it, something like that. Keep being creative, keep finding new ways to challenge yourself, and I hope to meet you one day. Siktivkar. Almost, but that's good. Okay. Yes, Siktivkar. But I did see your the Nigeria interview.